Starea de urgență a fost prelungită cu 60 de zile. Propunerea guvernului a trecut de Parlament. Opoziția prorusă nu a participat la vot. Colega mea, Valeria Tăbârță, ne oferă detalii de la Parlament. Bună seara, Valeria, te ascultăm cu atenție. Bună seara, Elena, bun găsit, doamnelor și domnilor. Prim-ministra Natalia Gavrilița a venit în Parlament și a obținut votul majorității. Guvernul rămâne cu atribuții extinse. Socialiștii au propus inițial excluderea de pe ordinea de zi a proiectului. Bineînțeles, nu a fost susținut. Cei de la partidul Șornici nu au venit la ședință. Totuși, s-a dat o luptă grea în Parlament. Blocul comuniștilor și socialiștilor au rămas pentru dezbateri. Practic 2 ore și jumătate au durat sesiunile de întrebări și răspunsuri și luări de cuvânt. Dar, la final, blocul comuniștilor și socialiștilor s-au retras din sală și au refuzat să voteze. Există riscuri de securitate în situația în care e război în țara vecină, riscul unui nou val de refugiați în contextul escaladării conflictului și amenințărilor Rusiei cu războiul nuclear, riscul privind asigurarea cu energie, riscul securitatea alimentară, dar și riscul logistice. Cât timp războiul continuă, Republica Moldova rămâne vulnerabilă și e nevoie de intervenția urgentă a Comisiei pentru situații excepționale a Guvernului, a motivat prim-ministra Natalia Gavriliță. Așadar, de mâine intră în vigoare hotărârea legislativului. Astăzi nu putem spune stop stării de urgență și nu ne putem întoarce la viața de dinainte de 24 februarie. Situația excepțională, una cum nici Moldova, nici Europa, nici lumea nu au mai cunoscut de decenii, continuă cu pierderi majore, începând cu vieți pierdute sau distruse. Comisia pentru situații excepționale a adoptat câteva dispoziții pentru a ne asigura că suntem pregătiți pentru săptămânile și lunile ce vor urma. Astfel, ne-am asigurat că pot fi semnate contractele de furnizare a energiei electrice pentru lunile septembrie și octombrie și am creat premizele necesare pentru procurarea și stocarea gazelor naturale, a păcurii, a cărbunelor și a lemnelor.